La 23 ianuarie, Frontul Salvării Naționale și-a anunțat oficial candidatura la alegerile generale din 20 mai ca partid politic. În replică, opoziția reprezentată de partidele istorice, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat Român, a organizat pe 28 ianuarie în fața sediului Guvernului o mare adunare populară. A cerut autodizolvarea Frontului Salvării Naționale sau retragerea de la guvernare pentru a nu periclita imparțialitatea alegerilor. Suntem în dialog cu domnul Iliescu. I-am adus la cunoștință cererile și revendicările dumneavoastră. Vă rog să păstrați liniștea și disciplina la care ne-am angajat. Ca răspuns, simpatizanții FSN organizează o contramanifestație. Între cele două tabere au loc incidente agravate de tentativa de intrare în sediul guvernului a unui grup de persoane violente. La sfârșitul zilei au loc tratative între partidele istorice și Front. Nu respinge niciun fel de sugestii, niciun fel de propuneri care pot să ne ajute să ne clarificăm propria noastră deliberare și opțiune. Dar nu ne pune sula în coastă, nu ne cu propuneri pe care să le acceptăm necondiționat. Pentru a contracara manifestația noastră, s-a inventat la repezeală că noi am venit să răsturnăm guvernul și să-i anihilăm pe exponențe puterii executive provizorii. Lucru care nu era adevărat. S-a dat pe televizor și o masă rotundă în care mi s-a tăiat legătura cu microfonul. Conform declarațiilor lui Corneliu Copos, în seara zilei de 28 ianuarie, în unele orașe, consiliile județene au mobilizat populația pentru apărarea guvernului. În 29 ianuarie 1990, Frontul Salvării Naționale a organizat o nouă contramanifestație de amploare. Au fost mobilizați angajați de la marile întreprinderi bucureștene. Conform datelor cuprinse într-un raport al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, muncitorilor li se alătură oameni veniți cu zeci de camioane și autobuze din țară, dar și 5.000 de mineri. Ion Iliescu și Petre Roman se adresează mulțimii. Se înregistrează incidente violente între mineri și bucureșteni, iar la sediile unor partide istorice și organizații nefavorabile puterii au loc raiduri, percheziții și rețineri ilegale. Poliția a făcut arestări în rândul participanților la meeting. Au fost și câțiva răniți. În urma evenimentelor de la București, FSN-ul s-a transformat în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, CPUN, în care au fost numiți și reprezentanții partidelor nou constituite. Minerii promit că vor reveni în capitală ori de câte ori vor avea loc asemenea incidente și se țin de cuvânt. În 90 mai vin de două ori, în 19 februarie și în 14 iunie.